Bună ziua, bine v-am găsit. Iată, aici avem o altă situație unde colonia iernată în 2 nu mai încape în stuc. Nu mai încape în buzunarul acestei lăzi. Și atunci trebuie să mutăm această colonie într-un spațiu unde putem să-i dăm de mâncare și să-i putem să-i dăm și rame. Și o să vă arăt de ce e așa mare colonia aceasta. Ea e pe 6 rame și e plină de albină, așa arată ea. Probabil a început matca să o bine. Totul e că e multă albină. Voi căuta și puietul, trebuie să fie un pic de puiet căpăcit. Și o să mutăm în lada vecină. Da, așa trebuie să procedez. A iernat foarte bine, precum se vede, multă albinuță. Și acum cu căldurile este această albină se va desface și va umple ramele. Și va fi prea înghesuială și nu prea e bine. Adică e și bine și nu e așa și așa. Două straturi de albină pe ramă. Aici avem puietul. La câtă albină e, mă așteptam să fie mai mult puiet, dar văd că e clozat. E destul de cald afară, se poate pot verifica ușor. Dar acum am zis foarte multă albinuță și încet, încet asta se va desface cu căldura și nu vor mai avea loc. E o situație așa mai interesantă și plăcută, să știți că e plăcut să găsești colonii care să nu-ți încapă în ladă. Deci pe 6 rame acum trebuie cată, nu cat, uite, mutăm în altă ladă și se va adapta ușor la urdiniș, fiindcă e chiar lângă el. Închidem urdinișul și totul va fi în regulă. Pe frigurile alea normal a oprit matca ponta, acum o să înceapă din nou. Fiind așa mult albină, o să o orepe rapid ramele. Iată ce de albinuță. Să mai trăiască încă o lună de zile și ar fi super în economia dezvoltării. Avem albină și pe diafragma acolo, dar nu știu exact cum voi proceda. Bun, vedeți, asta e ceva mai deosebit. Acum, cum iau eu albina aia? Asta e întrebarea. Nici eu nu știu. Acum, la acesta, dăm o ramă cu mâncare în partea aceasta. Albinuța asta care e aici, o să-i dau drumul să meargă în colonia opusă.
Avem aici o colonie, o altă colonie și vom scoate diafragma și o să se ducă în colonia aceasta de aici. Bun, cam asta o să facem la aceasta. Dar deocamdată să așezăm, să rezolvăm aceasta de aici. Aia, am deschis urdinișul. Bun. Acum închidem aici. Oricum acolo e foarte multă albină. Aici închidem. Și ne ocupăm prima dată de colonia aceasta din ladă. Să o punem în ordine. Prima dată mă ocup de urdiniș. Ocupăm prima dată de urdiniș. Vedeți, albina e obișnuită acolo, dar încet, încet se va trage aici. Așa, urdinișul gata. Aici am zis că vin cu o ramă cu mâncare, ia să căutăm una. Asta, punem aici, așa am mărit spațiu. Din asta nu mai băgăm în seamă, nu? O să-i dăm drumul să treacă dincolo. Aici trebuie un diafragmă. Încă o ramă cu mâncare. Încă o ramă cu mâncare, încă o diafragmă. Mișcăm un pic mai repede. Așa, o diafragmă și mai pun două rame. Iată așa. Și în mod normal turtă. Turtă punem deasupra. Punem și turta. Iată ce ne era de lucru. Această colonie. E plăcut să vezi așa ceva, ce rău e că nu prea e puiet, dar o colonie puternică rezolvă repede lipsa puietului.
Imediat o să pună la loc. Imediat se rezolvă. Iată, aceasta e o colonie care era păcat să o țin acolo. Prea mult. Curtă, folie. Îi punem capacul. Așa. Păturică. Și e gata. Și e gata, rezolvat. Bun. Acum trecem la colonia aceasta, fiindcă aici avem niște albi. Avem și ceva rame. Așa. Și ca să o determinăm să se ducă în partea aia, o să punem așa cartea. Deci aici avem diafragma care a despărțit cele două colonii. O scoate. Asta a fost diafragma despărțitoare, o scoatem. Acum o să-i pun o folie ca să îndrum albina să vină în colonia aceasta la, de aici, de lângă ea. E un film cam lung, dar e o lucrare pe care eu personal trebuie să o fac, acum că vă arăt și vouă, o să văd eu cum am făcut peste vreo câțiva ani. Oricum e folositor. Ați să schimb camera. Da, oricum se vedea. Bun, deci, vedeți acolo pe diafragma mai e ceva albine, se va retrage. Și acum eu continui lucrarea ca și când ar fi o lucrare normală. Aceste coloni. Aici ce vom face? Aceeași lucrare ce am făcut și până acum. Verificăm prezența reginei. Mierea, iată și această colonie, este ea mai micuță, nu e chiar așa, dar arată bine. Ce observ la ea este că e mai liniștită, mai blândă așa. Frumos, asta a fost foarte bine strâns. Glumind un pic, să știți că acum începe sou, acum câteva albine eclozate din tura trecută. N-ai ce să faci, asta-i. Vremea-i vreme. Albina știe cel mai bine cum să se descurce, noi doar să-i oferim condiția să se poată dezvolta. Da, aici e un pic mai mult puiet. Matca e prezentă, aici nu am pus carton la perete, deci n-am ce să mai deranjez. Ceea ce o să-i fac și lui,
Este aceeași treabă. Albina acoperă toate ramile pe care a iernat, nu trebuie să strângem, deci a iernat pe 5 rame. Pe 5 rame va rămâne. Aici vine o ramă cu mâncare asta. Încep să dau cât mai multe rame la topit și acum dau eu să le curețe. Caut. Am pus pe undeva curculița aceea, e aici. Dăm un pic, cât să spargem celulele, nu să curgă mierea, ci să spargem un pic celula. Așa, aici venim cu o diafragmă. Iată așa. Și mai am eu ceva rame, vor rămâne aici, fiindcă nu vreau să le mut în altă parte. Punem aici. Nu vreau să mai mut aceste rame în altă parte și atunci le voi folosi până le vine rândul la topii. Așa, am o ramă. Foarte bine. Iată așa. E cam gata treaba. Familia arată destul de bine. Acum, ce să zic eu, nu știu dacă mai merită deranjată vreo lună de zile. Pare mult ișor, dar asta e. Dacă nu ai puiet, nu ai ce să crească. Adică în următoarele 3 săptămâni, de ce iese acum și moare, chiar nu văd nicio intervenție în următoarea lună. La cum ați văzut, și firmele sunt puse cam tot așa la o lună, că nu ai ce să umbli la ei. Cam asta e situația. O rezolve acum când e cald și după aia aștept. Ceea ce mai urmează e să trec să le dau, să încep să le dau siropel. După 15 aprilie tratamente, o să pun benzilic oxalic, cele preparate de mine cu glicerină, care vor sta acolo 3 runde, 18 săptămâni. Am folosit anul trecut, a fost foarte bine. Bun, aici mai vin eu cu o turtă. Asta la cheia vrea să o mai lingă, punem aici. Și cam atât, cam lung filmul, da? E o lucrare bunicică. Până data viitoare, numai bine!